Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre și la cuvântul care va sta înaintea noastră în această dupămasă, la pagina 1195, unde găsim întâia scriere epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la 11. 1 Petru, capitolul 5, vom citi începând cu versetul 1. Pagina Sfânta Scriptură 1195. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vășteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși și vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Nu putem spune altceva, nimic, decât toată slava și cinstea și gloria să fie a Domnului nostru. Amin. Deși acesta era ultimul verset care s-a citit, așa a spus și Apostolul Petru, și nu poți să nu spui așa în fața unui Dumnezeu mare și puternic. Numele Lui să fie binecuvântat. Iubiți frați și surori, am răspuns invitației, m-am uitat, sunteți foarte mulți în seara aceasta. M-am gândit și la faptul că a început școala, cântăreții de aici vor merge mâine la locurile lor fiecare. Nu vom mai fi așa în grup, vom fi singuri poate între oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Domnul mi-a pus pe inimă o predică mai grea, așa, mai diferită. Chiar și titlul ei este poate mai greu de explicat, împodobiți cu smerenie. Când vorbim de podoabe, vorbim de podoabe. Dar iată că Apostolul Petru nu greșește și în versetul 5, am înțeles, frații au spus că s-a citit pasajul acesta recent, sigur s-a vorbit aici de slujire. Apostolul Petru, un om modest, un om altruist, un om atent, el a greșit odată, a pășit un pic în fața celorlalți și a spus: Doamne, eu, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te părăsesc. Eu mă duc cu tine până la moarte. Și i-a fost rușine după aceea. Mântuitorul l-a întrebat de 3 ori dacă mă iubești și el a făcut legătură de cu tripla lui lepădare, dar n-a fost așa. Domnul nu l-a apostrofat pentru că s-a lepădat, ci i-a predat ștafeta întreită, mielușei, oițele și oile. Și omul acesta este atent. După alunecarea lui, după întoarcerea lui, așa i-a spus și Domnul Iisus, te vei întoarce și vei îmbărbăta pe frații tăi, abia atunci vei putea să predici fraților, după întoarcerea ta. Și el este atent, observați cum se și prezintă el, un bătrân ca și ceilalți bătrâni, că asta înseamnă prezbiter. Dar spune el, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi arătată.
Domnul să ne ajute. Am cântat așa de frumos și vrem să ajungem în această slavă pe care El ne-a pregătit-o. Dar vrem să mergem mai departe, iubiți frați și surori. Mi-am schițat câteva gânduri în această seară, dar stând pe banc aici, privind atmosfera aceasta frumoasă, plăcută, eu sunt încântat de lucrarea lui Dumnezeu când se face în adunare, de elanul tinerilor, de cântările care s-au cântat. Apreciez aceasta, am în familie și copii care cântă și ei. Eu n-am cântat în viața mea, deși am strămoși care au cântat și soția mea a cântat în orchestră, deci nu pot să mă laud cu o ureche muzicală sau ceva de genul acesta, dar mă bucur să am în familie cântăreți. Și stând aici, uitându-mă la frumoasa sărbătoare, Domnul mi-a adus aminte două pasaje din Scriptură. Nu erau în gândurile mele. Oare este nevoie să fie cântărețul împodobit cu smerenie? Oare este nevoie predicatorul să fie împodobit cu smerenie? Oare are loc smerenia aceasta peste tot? Poate fi altfel? Nu cumva este periculos dacă este altfel? Și pasajele acestea tocmai asta spun. Înainte de a intra în predica propriu-zisă, vreau să vă citesc din aceste pasaje. Noi citim acum Biblia într-un an cu biserica și suntem la cartea lui Ezechiel. Cred că sunt și aici frați care urmăresc acest grafic al citirii Scripturii și este foarte bine să o faceți. Vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea lui Ezechiel, în capitolul 28. Cei care aveți Scriptura, probabil se va putea și afișa versetele. Sigur, 28 cu versetul 13 în continuare. Era o scenă asemănătoare cu ceea ce am văzut noi aici. Dumnezeu pregătise instrumente, cântăreți și s-a gândit și la un dirijor. Și iată ce spune Scriptura în cartea lui Ezechiel. Repet, aceste cuvinte le-am primit în această seară aici. Ele sunt valabile pentru toți și pentru mine și pentru toți cei care mă ascultați. Avem nevoie, pentru că așa a spus Petru, și voi toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, diamant, le și pronunțăm greu, nu le cunoaștem pe toate pietrele acestea prețioase, crisolit, onix, iaspis, safir, rubin, smarald, aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ce imagine! Te trec fiorii când te gândești la prezența lui Dumnezeu acolo, în lucrarea aceea. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Isaia, capitolul 14, explică, vine în detaliu. Avem puține cuvinte despre ce s-a întâmplat acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Iată, Isaia, în capitolul 14, ne arată care era nelegiuirea care s-a găsit în interiorul acestui dirijor. Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu este exigent, pretențios, toată slava este a Lui. Noi n-avem ce face cu slava, ne face rău. Toată slava și toată gloria este a Lui, slăvit să fie El. N-avem ce să luăm din ea. Tu ziceai în inima ta, dar versetul 12, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Ce titluri! Un dirijor deosebit, da? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamului? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunele domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor,
Vreau, voi fi ca cel preanalt. Vreau să fiu. Și spune aici cuvântul, dar ai fost aruncat jos. Iubiți ascultători, stimați tineri, dragi frați și surori, n-am citit dintr-un roman, n-am citit dintr-o carte de istorie, de ficțiune, am citit ce s-a întâmplat în lumea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți în această seară, o spun cu toată tragerea de inimă. Mă bucur să fiu aici, am văzut tinerii de la Moroda, am văzut și tineri din alte biserici. Mă bucur să fiu aici, să ne bucurăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu și vreau să fie o creștere a noastră spirituală. Repet, ne ducem între oameni. Suntem provocați uneori de cei din jurul nostru. În jurul nostru este multă mândrie. Lumea noastră este altfel condusă. Reviste, reclame, ținute, mers după un anumit tipar, limbaj, dacă vreți, gesticulați, toate sunt după Duhul Lumii. Și în vacarmul acesta, în lupta aceasta, este câte un credincios, câte un copil al lui Dumnezeu, într-o clasă, la un loc de muncă, pe o stradă undeva. Eu știu în acțiunile care le avem. Pentru că așa a făcut Dumnezeu. I-a împrăștiat pe copiii lui pe toată fața pământului ca să răspândească lumina curată a cuvântului lui Dumnezeu și să răspândească o mireasmă plăcută. Într-o zi Dumnezeu îi spune lui Satan, l-ai văzut pe Iov? Ăsta îmi place de el, a spus Dumnezeu. E neprihănit, se teme de rău, se păzește. Tu de ce vrei să-l prăpădești? Îmi cer lucrul acesta. Las că știu eu, a spus Satan. Și totuși Iov l-a slăvit pe Dumnezeu, a fost un om care nu l-a dezamăgit pe Dumnezeu. M-am uitat, iubiți frați și surori, în Scriptură la oamenii Scripturii și vreau să ne uităm în această seară la câțiva oameni ai Scripturii. Eu am rămas impresionat. Oamenii lui Dumnezeu, ca o primă calitate, dacă vreți, ceea ce îi caracterizează în mod deosebit este smerenia lor. Probabil sunteți curioși, am aici și bilete pentru rugăciune, sunteți curioși să mă întrebați de soția mea, care v-ați rugat, vă rugați în continuare. Am rămas uimit de modestia unui grup de rugăciune. Emanuel a făcut o activitate de a înregistra slujitori în vârstă care au văzut lucrările lui Dumnezeu, a înregistrat anumite lucrări, vindecări, minuni, pentru că Dumnezeu a lucrat, lucrează și va mai lucra. Numele Lui să fie binecuvântat. Și într-o împrejurare, unul din cei audiați a spus, Emanuele, dar am putea și noi, așa cum ne organizam pe vremuri să ne rugăm pentru mama ta, am putea să ne organizăm și data aceasta. Și care era procedeul? Vă spun pe scurt, poate că se vor găsi oameni care să acționeze în continuare în sensul acesta. Se adunau câțiva slujitori pentru rugăciune, într-un caz de boală, de exemplu, stabileau 3 zile de poște de rugăciune. Oamenii aceștia posteau și se rugau înaintea lui Dumnezeu în aceste 3 zile, iar în a treia zi, la încheierea zilei de post, se adunau la casa bolnavului, făceau și acolo mai multe rugăciuni, se dădeau îndemnuri și încheiau cu o masă de dragoste pe care, sigur, o organiza familia în sfârșit. Și m-am bucurat să particip la o astfel de lucrare la mine acasă. S-a hotărât pentru soția mea 3 zile, miercuri, joi, vineri, și mi-a fost dat să stau în anturajul acestor oameni modești, simpli, fraților, m-a cucerit această simplitate a lor. În primul rând am apreciat și apreciez să se găsească cineva să postească pentru tine o zi, mare lucru. Să se găsească cineva să postească pentru tine ca om bolnav 2 zile, mare lucru. Dar să se găsească persoane care să postească 3 zile la rând pentru o cauză nobilă, am fost copleșit de lucrarea aceasta. Și eram acum adunați acolo și oamenii aceștia n-a spus nimeni în exprimarea lor, la îndemnurile de rugăciune, n-a spus nimeni, fraților, noi am postit și ne-am rugat și Dumnezeu va lucra și... N-a spus nimeni așa ceva. Cu smerenie au arătat cu toții spre Dumnezeu, au povestit lucrări pe care le-au văzut, cum Dumnezeu a lucrat cu vindecări, cu minuni, binecuvântat să fie Domnul.
povestește Emanuel și vreau să vă spun, noi suntem biserică penticostală, noi credem în lucrările lui Dumnezeu. Am rămas uimit, Emanuel a spus, tate, am vrut să fac o carte, dar nu va încăpea într-o carte. I-a luat și a înregistrat pe fiecare, a vrut mărturii personale. Au fost frați care Dumnezeu a lucrat prin ei, dar datorită smereniei lor n-au povestit, că nu pot să povestesc eu despre mine. Dar atunci, cum a făcut? Emanuel a găsit alte persoane care au fost în anturajul acestor frați și au povestit alții lucrările care Dumnezeu le-a făcut prin astfel de slujitori. Slăviți să fie Dumnezeu! Multe lucrări! Ca să vă povestesc o lucrare, ea a fost depistată prin deducție. A predicat-o cineva de la Amvon, noi eram împreună cu Emanuel când am întrebat dacă a fost așa, persoanele respective, și cel care a auzit predica, cel care a predicat spunea în felul următor, eram împreună cu fratele Dumitru Huplea, era un frate tânăr împreună cu fratele Dumitru, predicatorul, da? Am ajuns pe malul Mureșului să trecem undeva în zona Odvoșului la o soră bolnavă, grav bolnavă, a cărei zile erau numărate și Mureșul era foarte umflat de apă, era primăvara, dacă nu mă înșel, a luat puntea pe care trebuiau să treacă acești frați, povestea predicatorul, și cum stătea pe malul apei fratele Dumitru și cu tânărul care era, dar predicatorul predica, era de fapt, el a fost, dar n-a vrut să spună, eu am fost acolo. Și fratele Dumitru îl întreabă pe predicatorul tânăr, crezi că Dumnezeu care l-a dus pe Ilie poate să ne treacă dincolo, puntea s-a rupt, dacă mergeau 30 ceva de kilometri ca să ocolească, să ajungă la sora aceea, nu mai găseau în viață. Atât de grav era bolnavă sora respectivă. Și predicatorul spunea, tânărul a răspuns fratelui Dumitru, cred, dar n-a crezut. Prin asta noi am dedus că cel care povestea, predicatorul respectiv, a fost martor la lucrarea aceasta. Și fratele Dumitru a rostit o rugăciune și a spus, Doamne Dumnezeul lui Ilie, Tu ești același. Și în urma rugăciunii, Duhul Sfânt i-a mutat dincolo pe malul celălalt al Mureșului. Slăvit să fie Dumnezeu! S-au deplasat la sora respectivă și Domnul a vindecat-o. Spunea cel pe care l-am întrebat să confirme, se pare că sora are acum undeva la vreo 74 de ani, trăiește și astăzi, slăvit să fie Dumnezeu. V-am prezentat o lucrare pe care am auzit-o și sunt și alte lucrări. Dacă Dumnezeu se va îndura și vor fi scrise, ne vom bucura să auzim lucrările lui Dumnezeu. Noi credem aceste lucrări ale lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Am rămas, iubiți frați și surori, uimit de simplitatea acestor fraze, de rugăciunea care au făcut-o. A fost o seară de părtășie, ne-am bucurat prin rugăciune și sigur ne încredem în Dumnezeu. Așteptăm, în curând vom merge la Cluj pentru tomograf. Tomograful este cel care spune ce se întâmplă în organismul omului care este cu cancer, care are acei ganglioni în corp, acele metastaze. Metastaza înseamnă în mai multe locuri, izbucnirea cancerului în mai multe locuri. Nu ultima fază, ultima fază înseamnă altceva. Noi așteptăm și credem că Dumnezeu este care lucrează și astăzi, numele Lui să fie binecuvântat. Mergem la oamenii Scripturii, stimați ascultători, dragi tineri. Biblia ne vorbește despre omul lui Dumnezeu Iosif. Un om pe care Dumnezeu l-a încercat, un om pe care Dumnezeu l-a format în școala lui, iubea cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat anumite visuri, Dumnezeu îl cerceta pe tânărul acesta, dar viața lui a fost foarte grea. Foarte grea. Vreau să vă arăt, așa e viața aceasta, ne duce Dumnezeu prin tot felul de situații ca să ne încredem deplin în El. Gândiți-vă la o imagine ca să vedeți caracterul acestui tânăr pe care Dumnezeu l-a format și l-a folosit, ajunge cu masa, cu bucatele de la tatăl său, ajunge la frații lui. Mă gândesc că pe drum de la Sihem la Dotan, pentru că nu i-a găsit la Sihem încă vreo 20 ceva de kilometri, poate că dacă era unul din noi, în cazul lui, spunea, eu i-am căutat la Sihem, mă duc acasă, nu-i mai caut. Cu cât de dăruire tânărul acesta își caută frații. Deși nu-l iubeau, nu-i spunea o vorbă frumoasă, o vorbă plăcută,
devenise ostil pentru el, toți frații lui. Și ajunge la frații lui cu mâncare. Se gândea pe drum, nu mănânc, nu mă opresc să mănânc, o să mănânc cu frații mei. O să ne bucurăm în jurul mesei pe care am adus-o. Mă voi bucura împreună cu frații mei la masă. Și ajunge la Dotan. De departe unul spune celorlalți, vine visătorul de visuri. Omule, dar nu vezi că vine cu mâncare, vine cu bagaj, vine să te caute. Hai să-l omorâm, să vedem ce are să se întâmple cu visurile lui. Și îl aruncă pe Iosif într-o groapă, da, și ei se așează la masă. Cred că înțelegeți imaginea aceasta. Cum s-a simțit Iosif în groapa aceea, vândut de frații lui și părăsit de frații lui și disprețuit de frații lui. Să mănânci mâncarea adusă de fratele tău și pe el să-l arunci într-o groapă și să nu-i dai și lui ceva. Grea încercare pentru omul acesta. Ajunge în închisoare, cunoașteți istoria. Dragi tineri, poate că viața vă va duce prin situații asemănătoare, nu la nivelul acesta, sigur. A fost parcă prea greu, l-a încercat Dumnezeu într-un mod deosebit. Și acum a venit momentul ridicării lui, înălțării lui. Așa citim în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să vă înalți. El tâlcuise visurile celor doi sfetnici al lui Faraon și unul din ei și-a adus aminte de greșeala lui, îi spune lui Faraon și Iosif este chemat la curtea lui Faraon, este scos din închisoare, l-a aranjat, l-a îmbrăcat frumos, mergea în fața Faraonului, un nume extraordinar, un titan al vremii respective, recunoscut peste multe popoare în zona respectivă. Era ceva, era considerat și zeu în Egipt. Și acum ascultați, vreau să vă citesc și vreau să vă inspir, dragi tine, stimați ascultători, pentru că așa am citit, toți trebuie să fim împodobiți cu această smerenie. Este chemat înaintea lui Faraon și ascultați ce spune Faraon. Vreau să vă spun, stimați ascultători, că noi suntem provocați, diavolul ne provoacă, dă târcoale ca un leu și știind că el a fost aruncat datorită mândriei lui, momeala cu care vine, în general, este mândria și provoacă pe om ca să se mândrească. Uitați cum se exprimă Faraon. Versetul 15, capitolul 41 din Genesa, da? După ce sfetnicul lui, paharnicul, îi spune ce s-a întâmplat în închisoare, Faraon l-a trimis pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță și versetul 15, Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu poate, nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Provocator. Da, să vedeți. I-am tradus visul, i-am interpretat visul paharnicului și așa s-a împlinit. N-a spus așa. Iosif a răspuns lui Faraon. Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Glorie lui Dumnezeu. Mă gândesc la Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. Omul acesta când a venit delegația să-l întrebe, ești tu Hristosul? Nu. El nici măcar nu știa că este în Duhul și puterea lui Ilie. Tatăl său nu i-a spus asta. Era un amănunt pe care îngerul i l-a spus lui Zaharia. Acest copil va merge în Duhul și puterea lui Ilie, va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea, zice Domnul, să lovesc țara cu blestem. Nu ești Hristosul? Nu. Nu ești Ilie? Nu. Dar cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Și omul acesta când vorbește despre Domnul Iisus, toți oamenii lui Dumnezeu au arătat spre Dumnezeu. Întotdeauna. Noi trebuie, iubiți ascultători, să arătăm spre Dumnezeu în orice acțiune a noastră. Toată gloria, repet, să fie a Lui. Amin. El trebuie să crească, a spus Ioan Botezătorul. Eu trebuie să mă micșorez. El vine din cer. Este mai presus de toți.
lui nu îi se dă Duhul cu măsură. El are mireasă. Eu sunt prietenul mirelui, mă bucur că aud glasul mirelui. Bucuria aceasta e a mea și nu mă va răpi nimeni, dar el are mireasă, el este mire. El este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vă dați seama câte taine erau descoperite și Ioan în singurătate, în pustiu, hrănindu-se cu miere și lăcuste, un ascet care a așteptat împărăția lui Dumnezeu, care a strălucit pe cerul lui Israel pentru un timp scurt, a arătat spre Domnul Iisus, a arătat spre Dumnezeu, s-a stins și rămâne cel mai mare bărbat născut din femeie. Domnul Iisus a apreciat lucrarea lui Ioan Botezătorul și acest Ioan Botezătorul are locul lui, prietenul mirelui. Noi suntem mireasa lui. Gândiți-vă la aceasta, iubiți ascultători, ce bine este să fii în biserica lui Dumnezeu și sunt prieteni ascultători, am înțeles în adunare, am și văzut câteva fețe aici. Doresc să fiți și dumneavoastră să faceți parte din mireasa lui Hristos. Ați observat ce atmosferă cerească, dar ce va fi în cerul lui Dumnezeu când vom cânta cântări și nu ne vom mai grăbi. Eu trebuie să închei, trebuie să închei la timp și îmi place să închei la timp, nu abuzez de timpul nimănui. Avem alte activități, ne întoarcem la activitățile noastre. Ce va fi atunci când vom cânta aceste cântări împreună și nu ne vom mai grăbi? Eu îi scriam unuia din copiii mei și îi făcusem așa ca niște versuri și îi spuneam, adun aceste cântări într-o carte, ca în marea veșnicie să cântați și cântări de ale voastre. Recomand acestor frați care ostenesc în lucrarea lui Dumnezeu, ne gândim la vremea aceea când se vor cânta multe cântări. Să auzim de cântări scrise de frați din adunarea din Micălaca, să auzim de cântări scrise de frați din adunarea din Betel, să auzim lucruri mărețe în împărăția lui Dumnezeu, vom povesti și ne vom bucura, slăviți să fie Domnul. Dar toate cu smerenie, cu lepădare de sine. Uitați-vă, mergem mai departe, Iosif tâlcuiește visul, dar omul acesta nu se oprește aici. Asta vreau să vă spun, stimați ascultători, cei care veți fi probați în împrejurări, știu eu, la școală, în anumite situații, se aruncă așa câte o glumă, un grup de oameni, poate fac glume la adresa credincioșilor, sigur, este o vreme, este un timp în care oamenii lui Dumnezeu, biserica lui este disprețuită. Oamenii nu înțeleg, nu pricep această lucrare a lui Dumnezeu și e normal, așa este un comportament care și noi, dacă am fi fost din lume, poate la fel eram. Trebuie să îi înțelegem în sensul acesta, dar noi avem chemarea și datoria de a apăra cuvântul lui Dumnezeu, de a ne spune părerea noastră în lumina Scripturii și de a-L reprezenta pe Dumnezeu între oameni. Tâlcuiește visul și omul acesta merge mai departe și spune el așa, cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum faraon îi dă soluție cu lumină de la Dumnezeu. Versetul 33. Acum faraon, din capitolul 41, acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept, să-l pună în fruntea țării Egiptului, n-a spus puneți-mă pe mine. N-a spus asta. A fost foarte atent și a spus, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, faraon să știe, Dumnezeu a vorbit de două ori, e lucru hotărât. Vine această foame, dar vin întâi cei 7 ani de belșug. Faraon să pună prefect, să aleagă un om, să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină. Să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu provizii în cetăți și să le păzească bine. Va fi foamete, oamenii la foame fac rău. Păzește-le bine pentru salvarea omenirii. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Și acum ascultați, aici am vrut să ajung. Când Dumnezeu înalță, Dumnezeu înalță, când Dumnezeu deschide o ușă, rămâne deschisă, slăvit să fie El. Ascultați ce spune faraon. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Când vorbește un copil al lui Dumnezeu,
Deși oamenii nu înțeleg, când tu vorbești din Scriptură, într-o zi oamenii se vor deștepta și vor spune: omul ăsta are dreptate. Biblia are dreptate. Ce a spus omul acesta e adevărat. Cuvintele au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Stimați ascultători, ne ducem la treburile noastre. Lumea aceasta indirect întreabă. Auzim această întrebare. Va suna această întrebare și în dreptul tău. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Întreabă-te. Lasă-te prelucra de aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Vă spuneam că citim în cartea lui Ezechiel. Capitolul 22 din cartea Ezechiel este un capitol în care prezintă supărarea lui Dumnezeu față de poporul lui Israel. Am rămas uimit, vă rog să-l citiți acasă în întregime, să vedeți durerea lui Dumnezeu pentru un popor care trebuia să fie credincios și n-a fost credincios. Vă citesc așa, selectiv. În tine, spune Ierusalimul și poporul lui Israel, da? În tine tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul și este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Versetul 7 din capitolul 22 din cartea lui Ezechiel. Mai departe. În tine, versetul 9, în tine sunt bârfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți, în mijlocul tău se fac desfrânări. În mijlocul tău fiecare se dedă la urăciuni cu nevasta aproape lui său. În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge, versetul 12. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. Am citit doar câteva. Dar, spre încheiere în capitolul acesta, Dumnezeu își arată dorința lui. Versetul 29 încep: poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei nedreptăți. Și acum spune Dumnezeu: caut printre ei un om care să înalțe un zid, care să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Dar tristețea lui Dumnezeu, spune el, dar nu găsesc niciunul. Nu găsesc niciunul. Iubiți ascultători, dragi tineri, iubesc cântarea, îmi place, m-am bucurat, au fost clipe de cer, dar noi trebuie să ajungem în cer și mai avem până acolo. Dumnezeu caută un om. Faraon a zis: am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Ce să-l mai căutăm? Ăsta e omul, cu alte cuvinte. Va veni vremea, iubit ascultător, drag tânăr, va veni vremea când Dumnezeu să spună: este cel pe care l-am ales, este cel pe care îl folosesc în lucrarea care stă înainte, este cel care a purtat numele meu, este cel care a făcut cinste numelui de credincios, de copil al lui Dumnezeu. Mă duc mai departe, iubiți frați și surori, am găsit o altă expresie în dreptul lui Daniel. Îmi place așa de mult, vă rog să deschideți în cartea lui Daniel. La momentul respectiv, sigur, voi cita din această carte sfântă un alt om pe care Dumnezeu l-a folosit. Dar Daniel a fost un om hotărât, ca și Iosif, de altfel nu s-a spurcat. Iosif a zis: nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, cunoașteți împrejurarea în care el a fost provocat. Noi am citit în seara aceasta că diavolul ne urmărește. Vreau să vă citesc în cartea lui Daniel, o să citesc mai pe scurt, pregătisem despre Daniel mai mult, dar mă limitez. El a arătat de asemenea spre Dumnezeu, da? Când împăratul Nebucadnețar îl întreabă,
Poți tu, ascultați în capitolul 2, versetul 26, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numește Belsazar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlguirea lui? Provocarea asta ca să spui, da, eu sunt, eu am venit pentru asta. Să vezi ce am făcut. N-a spus așa. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în ceruri un Dumnezeu, glorie lui, arată spre Dumnezeu. Și acum mergem mai departe, istoria continuă, urmează fiul lui Nebucadnețar, dar asta s-a întâmplat cu Nebucadnețar, urmează fiul lui Nebucadnețar, Belșațar, la împărăție, își permite obraznicul acesta să ia din vasele de aur de la Ierusalim să facă o masă așa cu țiitoarele lui, cu sfetnicii lui, calcă lucrurile sfinte în picioarele lui Dumnezeu și aude împărăteasa, da? Pe zid scrie o mână, mene, mene, tekel, ufarsin, cântărit, cântărit, numărat și împărțit, judecata lui Dumnezeu. Omul acesta se sperie, se bage în unchi de oaltă, vede mâna aceea scriind pe tencuiala zidului. Nu s-a uitat Dumnezeu la spectacolul care era, nu s-a uitat Dumnezeu la fala și pompa care era acolo. Le-a răspuns pe măsură și aude împărăteasa. Aici vreau să ajung să citesc. Au intrat înțelepții la împărat, n-au putut, spune versetul 8 din capitolul 5, n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața ei s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, cu respect sigur, a luat cuvântul și a vorbit astfel, să trăiești veșnic împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. Și ascultați ce a spus această împărăteasă, această femeie despre Daniel. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Dumnezeu are nevoie de acești oameni. Aș vrea și m-aș bucura să aud că este la locul meu de muncă un om care se teme de Dumnezeu, care are în el Duhul lui Dumnezeu, că este în spital o asistentă care se teme de Dumnezeu, că este la școală undeva un student, un elev care se teme de Dumnezeu. Este în împărăția ta un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Vă provoc, stimați tineri, am încredere. Noi ne apropiem încet cu încet, ne apropiem de finalul activității noastre, mai am puțin și ies la pensie, aștept această pensie. Am încredere în noua generație care vă duce mai departe mesajul Evangheliei lui Dumnezeu, dar fiți foarte atenți în toate, în toate împodobiți cu smerenie. Și când te rogi, și când cânți, și când lumea nu te vede și întinzi o mână pentru o faptă bună, și când faci un bine unui orfan, și când participi la o acțiune de caritate, așa cum s-a anunțat aici, rămâi omul pe care Dumnezeu îl folosește, rămâi omul care stă undeva nebăgat în seamă, în umbră, așa cum l-au chemat pe Iosif din închisoare, a ieșit la lumină când Dumnezeu l-a chemat de acolo. Îmi place așa de mult psalmul 105, parcă nu pot să trec să nu citesc din psalmul acesta, că s-ar putea să fie tineri pe care Dumnezeu să îi încerce în viața aceasta. Dumnezeu îi încearcă pe oameni. Nu poate să catalogueze un om, să dea un titlu unui om fără o probă. În viața de toate zilele, noi dăm pe probe acolo unde suntem, când am avut probleme de meserie și așa mai departe. Peste tot se probează. Ascultați ce spune psalmul 105. Le-a trimis înainte pe un om. Caută Dumnezeu un om, trimite un om, așteaptă de la noi să fim omul pe care îl folosește Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el. Nu vă gândiți cu câtă înfrigurare au așteptat să treacă cei 7 ani de belșug. Au văzut că au venit cei 7 ani de belșug și poate au zis că este o coincidență. Dar au venit anii aceia de foamete,
așa cum a spus Iosif, așa cum Dumnezeu i-a dat lumină, așa cum el a tâlcuit visul, Dumnezeu l-a pus la încercare. Iosif a făcut niște afirmații. Noi de asemenea facem niște afirmații când vorbim despre împărăția frumoasă a lui Dumnezeu. Așteptăm această împărăție, noi credem în această împărăție. Ea va să vină cu putere, așa cum spune crezul, cu mare putere și cu mare slavă. Cred în această împărăție care are să vină. Doamne, ajută-ne să rămânem bazați pe această credință noastră. L-a încercat cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Spune aici, și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Slăvi să fie Domn. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de înțelepciune, iubiți frați și surori. Aș vrea să mă apropii pe scurt de încheiere, ne uităm în pasajul acesta. Au fost sfaturi pentru comportarea noastră ca tineri în locul în care Dumnezeu ne-a așezat, dar sunt conștient că dumneavoastră aveți și probleme, frământări. Iată soluția pentru problemele noastre, spune aici Apostolul Petru. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea putere, să vă încredeți în El. Nu mai este timpul acum să vă spun, am trecut de multe ori prin viață, chiar și la școală, și la examene, și la servici, dar Dumnezeu a fost acela care a fost lângă mine și îmi place cuvântul acesta, El însuși îngrijește de noi toți, numele Lui să fie binecuvântat. Dar în continuare spune cuvântul, fiți treji și vegheați, cu alte cuvinte evaluați corect pericolul, primejdia, pe toți ne pândește această primejdie, diavolul dă târcoale, ca un leu răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Iată, suntem conștienți, vrem să ne rugăm pentru cauze. Vă rog să vă rugați în continuare pentru soția mea, alături de alte cazuri care le avem cunoscute. Mă gândesc la Lois Popan, Domnul să-i dea sănătate. Am două fete căsătorite în Cluj și cunosc această soră, este prietenă cu fetele mele. De altfel, se și bucură când se întâlnesc într-un oraș mare în care puțini o cunosc, vă dați seama. Una din ele este chiar asistentă medicală și o încurajează și mă bucur și doresc ca Dumnezeu să se atingă de sora lui Lois, să dea sănătate. El poate. Viața este în mâna lui Dumnezeu. Avem la biserica noastră un prezbiter, fratele Oliviu Luntraș. Este într-o stare grea de sănătate, iubiți frați și surori. A plecat în America la copiii lui, acolo a luat o criză din aceasta, s-a îngălbenit, a făcut un icter mecanic, a stat cu calmante aproape vreo două săptămâni, vă dați seama, în America nu te poți duce. O salvare, dacă te duceți $2,000-3,000, așa, numai ca să te ducă să-ți dea ceva așa de calmare. Nu s-a putut duce, eu l-am înțeles. Și bieții copiii nu puteau să facă aceasta. Și a stat cu calmante până a venit în România, sigur s-a dus la control. A fost operat la Szeged, pentru că românii s-au codit așa să facă operația, să nu o facă. I-au găsit o tumoare între pancreas și ficat, de aceea se blocase căile biliare și de aceea a făcut icter mecanic și starea lui este grea. El avusese o lucrare că Dumnezeu îl va trece printr-o groapă adâncă, va trece printr-o groapă adâncă din care numai Dumnezeu poate să-l scoată. Și așa, acum am constat că așa este, este grav bolnav. Dumnezeu să se îndure și să-i dea sănătate. Apoi mă gândesc la fratele Leontin Mura. Știți că frații Mura cântă, ajută. Adi are și cântări compuse, Adi Mura, și îl cunoașteți. Fratele Leontin Mura, de asemenea, are cancer la pancreas. Nici măcar nu-l pot opera. Se stinge așa, dacă Dumnezeu nu se îndură, îl vedem așa cum scade în greutate, arată tot mai rău. Dar deși oamenii i-au dat numai câteva zile, da? El are mai multe zile, Dumnezeu este cel care poate să-i dea mai multe zile, biserica se roagă și vreau să ne rugăm și în seara aceasta și Domnul să se atingă și de el. Eu cred că Dumnezeu este cel care lucrează. Apoi sora Dena, soția fratelui Iosif, i-a abandonat totul în mâna lui Dumnezeu. Dacă o întrebi sora Dena, cum e? Am lăsat totul în grija lui Dumnezeu, deja se miră vecinii că mai mă văd încă, trebuia să fiu moartă de mult. Noi ne rugăm și credem că Domnul este cel care dă biruință. Slăvi să fie Domnul!
Apoi avem un bilet, spune aici, iubită biserică, am fost solicitată de vecina mea să transmit bisericii să ne rugăm pentru bunica ei, pe nume Florica, care trece printr-o perioadă grea de sănătate. Domnul să se atingă de trupul ei bolnav și să-i dea mântuirea. Stimați ascultători, și cu asta închei, ne vom ruga, înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă subliniez asta, pe primul loc nu este trupul nostru. Pe primul loc înaintea lui Dumnezeu este sufletul. Când au adus lăbănogul acela în fața Domnului Iisus, foarte interesant, Domnul Iisus n-a spus, scoală-te, repede, scoală-te și umblă, fii sănătos. Nu, întâi s-a ocupat de sufletul lui și s-a uitat spre el și a spus, păcatele îți sunt iertate. Slăvit să fie Domnul. Dar ca să știți că fiul omului are putere, a spus Domnul Iisus, ție zic, slăbănogule, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și s-a ridicat și a slăvit pe Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Dar pe primul loc este sufletul. Iubit ascultător, gândește-te la sufletelul tău. Gândește-te și pune-ți întrebarea aceasta. Unde vei petrece veșnicia? Vrem să ne rugăm și pentru prieteni în seara aceasta. Dacă sunt prieteni care s-au hotărât să-L slujească pe Dumnezeu, eu nu sunt obișnuit cu aceste chemări. Sunt conștient că sunt momente decisive în viața unui om și este nevoie de această întrebare. Dacă sunt persoane care doresc să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să le dea mântuire, dacă vor să se hotărască să-L slujească pe Dumnezeu, să ridice o mână, să vedem hotărârea lor de a-L sluji pe Dumnezeu, de a se preda în brațul lui Dumnezeu. Și sigur, noi ne vom ruga pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Vă invit pe toți să vă ridicați în picioare, ne rugăm așa cum am spus pentru cauzele amintite, zăbovim înaintea Domnului, îi cerem putere să fim oameni ai Lui, gata pentru lucrările Lui, ca la sfârșit să ne bucurăm și să ne spună în ziua aceea, vino, slugă bună și credincioasă. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.